Tragem concluziile alături de prefectul județului Gorj, domnul Alin Văcara. Bună seara, domnule prefect. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit la TV Sud. O săptămână grea, o săptămână plină de evenimente, dezbateri și iată o săptămână care încheie practic ceea ce înseamnă ultimele zile, ore ale angajaților Complex Energetic Oltenia, măcar a unei părți din ei, 2000 de salariați, iată, de săptămâna viitoare vor deveni șomeri cu acte în regulă ai acestui județ. Peste 1500 sunt gorjeni din disponibilizați. A fost luat în dezbatere și viitorul energetic al României, viitorul Complex Energetic Oltenia, mai ales viitorul mineritului. Ce concluzii putem trage din această perspectivă? Sunt speranțe, mai ales și după această reducere de personal, că la activitatea CEO se va eficientiza, vom avea o companie mai flexibilă, pregătită să înfrunte concurența, având în vedere și rezultatele de anul trecut. Eu asta îmi doresc. Asta îmi doresc și nu numai eu, și toți gorjenii ne dorim ca cei la Complexul Energetic Oltenia să reziste pe piață, să găsească soluțiile cele mai bune. Chiar și ieri știu că a avut loc o emisiune tot la dumneavoastră, unde au fost specialiști de energie și minerit, unde au discutat care ar fi viitorul acestui complex. A fost și mesajul domnului prim-ministru, care a transmis susținere și că orice idee bună venită la Guvernul României va fi pusă în practică. Ce mă bucur, bine, bucur în ghilimele, că s-a ajuns la, cei 2000 de oameni sunt dați afară, dar cu acordul sindicatelor, adică s-a ajuns la un acord și toată lumea a fost de acord cu criteriile care au fost realizate la Complexul Energetic Oltenia. Chiar ieri am vorbit cu domnul Sorin Olaru, unde mai mulți oameni au venit la mine în audiență și îmi spunea că s-au mai introdus și alte criterii pe ultima 100 de metri. De exemplu, dacă au copii mici în întreținere, aceia nu vor fi trimiși în șomaj cum erau până acum. Deci s-au mai salvat foarte mulți mineri cu aceste criterii care s-au stabilit de comun acord cu sindicate. Și este foarte bine că există o colaborare între sindicate și administrație. Numai așa poți găsi soluții cele mai bune, numai așa, în timp de liniște și de pace, poți să vii cu soluții viabile pentru minerit. Am mai avut și ieri o ședință în cadrul colegiului, dialogului social. Am avut un punct pe ordinea de zi din partea patronatelor. Doamna Cojucaru ne prezenta la urmă o propunere a dumneavoastră pe care o să o transmit mai departe Guvernului României, aceea de mix energetic. Așa ar vedea dumneavoastră, cum ar vedea patronatele salvarea complexului energetic, până la urmă, de la să nu mai fie aceea cenușăreasă a mineritului, a energiei, să intre în sistem doar atunci când este nevoie, și că dumneavoastră ar vedea și a venit cu niște propuneri pe care eu mai departe o să le transmit la discuții și o să le dau și parlamentarilor de Gorj, o să trimit și la guvern, să vadă, să le ia în calcul. Dar până nu va apărea legea holdingurilor, cu siguranță acest mix energetic nu se va putea realiza. Ce mă bucură, v-am spus și când am avut ocazia, mă bucură că o să înceapă din nou investițiile la hidroelectrica. La hidroelectrica, unde știți foarte bine, erau stagnate toate investițiile, cu toate că unele dintre ele erau realizate undeva la 80%. Se pare că au fost prinse în planul de investiții, inclusiv cel de la Dumitra, unde se va realiza 100% acel baraj, care este bun și pentru siguranța orașului nostru și al județului nostru atunci când, dacă vor veni ploile. A fost o săptămână grea, dar eu sunt convins că atât Complexul Energetic Oltenia, cât și UMSAD-ul, și o altă veste care tot ieri, o altă ieri, domnul ministru al economiei spunea că s-a făcut acel amendament pentru atragerea de fonduri sau pentru ca guvernul să aloce suma de bani pentru a retehnologiza pe cei de la UMSAD-ul. Și acolo sunt foarte... De ce suma e? Nu știu suma exact, dar sunt convins că această sumă a venit în urma unei solicitări a specialiștilor, au făcut un deviz de lucrări de către specialiști și acea sumă este cerută pentru retehnologizare ca să poată să fie competitiv. Deci guvernul are în vedere aceste două instituții, ca și altele de altfel, dar aceste două, pentru că vorbim de siguranță națională, sunt în vizorul guvernului și bineînțeles că
sunt convins că se vor găsi soluții pentru cele două instituții. Rămâne totuși cumva o impresie specială, pentru că într-o parte guvernul dă cu două mâini, în altă parte întoarce spatele aproape. Și mă refer la complexul energetic Hunedoara, unde premierul a anunțat un ajutor guvernamental. Complexul energetic Oltenia cere doar niște reglementări de natură legislativă, să zicem, măcar atât. Acolo, iată, se intervine decisiv, chiar și cu bani, pentru a se salva situația. Sigur, e o situație mult mai gravă decât la complexul energetic Oltenia. Da, și la OMESAL s-a intervenit. Eu am spus de la început că foarte multă lume era supărată pe domnul prim-ministru, se așteptau, domnule, dacă avem prim-ministru din Gorj, acum o să curgă lapte și miere în județ. Păi și nu, m-am spus, măcar lapte, dacă nu și miere. V-am spus, atunci nu mai era schimbarea aceea, dacă se întâmpla ce s-a întâmplat la Cluj, adică să se concentreze toate lucrurile, să se întâmple doar la Gorj. Ceea ce a făcut guvernul Ponta, a încercat să facă în funcție de priorități. Dacă acum la Hunedoara este acea prioritate, acolo se va investi ca să încercăm să salvăm acele locuri de muncă. La fel s-a întâmplat și la Omesadu și la fel dacă se va întâmpla și la județ, cu siguranță că așa se va face, dar în funcție de priorități. Și bineînțeles, aceste ajutoare pe care spuneți dumneavoastră nu se vor acorda decât după niște analize și după calcule. Eu știu că ieri domnul Gerea a fost deja la complexul Hunedoara, a stat de vorbă, probabil, să vadă că, până la urmă, acest ajutor vine. Dar să vedem ce se va întâmpla după acest ajutor. Care va fi feedback-ul? Adică dăm acești bani, dar să vedem, îi dăm pentru o perioadă scurtă de timp sau pentru o perioadă lungă de timp. Acei bani sunt investiți pentru a produce altceva ca să menținem acele locuri de muncă. Și este bine că vine. Nu contează că se întâmplă la Hunedoara. Eu mă bucur că nu avem nevoie nici noi la complex să luăm cu două mâini și să luăm doar cu una, cu aceste plăzi noastre modificări legislative și nu este nevoie de ajutor de la guvern. Nu-mi doresc să fie nevoie de ajutor de la guvern. Eu îmi doresc să mergem și să ne susținem singuri, să nu avem nevoie de ajutor guvernamental. Practic, se tot vorbește atâta timp de legea, normele acelea pentru legea exproprierilor, de chiar și de legea aceasta holdingului pentru mixul energetic. Se vorbește de echilibrarea pieței când vorbim de accesul producătorilor în sistemul energetic național, condiții egale. Se vorbește și nu mai apar chestiunile astea de rezolvarea problemei ANRE, care, mă rog, se pare că tratează diferit problemele în sistemul energetic și chiar și producătorii. Eu am avut de situația certificatelor verzi. Am avut o discuție cu parte din parlamentar, cum m-am întâlnit în ultima perioadă. Știți că și spuneam, cred că tot la dumneavoastră emisiune, dacă nu mă înșel, că o să încerc să vorbesc cu toți parlamentarii, pentru că ANRE-ul este în subordinea Parlamentului. Și atunci am stat de vorbă și cu domnul Popeagă, și cu domnul Weber, și cu domnul Cupă. Am stat de vorbă cu dumnealor, am vorbit și cu cei de la CEU, dumneavoastră așteaptă să... Adică ar putea să fie chemat la audieri, măcar. Da, dar trebuie puse pe hârtie acestea, astea încerc și domnul Ciurel, să pună pe hârtie aceste nereguli care consideră dumnealor că sunt nereguli împotriva complexului energetic Oltenia. Știți că mai multe declarații, domnul director spunea că parcă cei de la ANRE ar fi împotriva complexului și nici de cum să încerce să-i ajute. Le-am spus să ne pună aceste lucruri pe hârtie, ca domnii parlamentari să-l cheme pe domnul, să-l interpeleze pe domnul președintele ANRE-ului, să vedem ce are de gând și de ce nu face ceea ce propune CEO. Domnule, uite, soluția asta ne-ar ajuta pe noi și astea ar fi bune pentru complex. Haideți să încercăm să facem lucrurile astea ca să putem funcționa în continuare. Aștept acele hârtii, acele adrese de la CEO, ca să pot să dau domnii parlamentari să le susțină în Parlament. Am văzut proiectul acela, revenind la mixul energetic, mi s-au părut, sigur, unele lucruri generice. Acolo nu e un proiect de substanță. Prezentat la dialogul social? Da. Vă referiți? Nu e un proiect... Știți ce mă bucură bine, domnul Măruță? Amplu, care să explice. Mă bucură că am spus-o și eu, repet, aș vrea ca generația mea, ca de acum încolo, să nu mai ne uităm ce s-a întâmplat în urmă. Să venim și spunem, doamne, nu e bine ce face domnul Măruță, dar atât, să terminăm. Spunem doar că nu este bine și am terminat. Nu, nu este bine ce face domnul Măruță și uite, eu aș vedea așa. Mă bucur că e un început. Poate că acest mic proiect, nu știu, a fost prezentat, poate că pe viitor vor veni alte proiecte mai ample care să ne ajute. Eu asta îmi doresc. Poate nici nu era în apanajul domnilor de acolo, de la patronatele de construcții. La aceste ședințe, da, la CEO, de exemplu, ar putea să se facă un proiect de genul acesta, o simulare, o... Dar avem la dialog social, fac parte și de la CEO și de la sindicate de la CEO. Să spună, domnule, de ce e bine să fim în mixul ăsta energetic? Cum se întâmplă cu prețul? Punem în comun energia pe carbone cu cea de hidro? De ce e bine? De ce nu e bine? Un început. N-am văzut o dezbatere lansată. La ședințe dialog social, de cele mai multe ori,
Noi ci la de la prefectură, că o dată pe lună o organizăm noi, o dată pe lună organizează Consiliul Județean. Doar noi veneam cu aceste puncte pe ordinea de zi. Este un început, că uite, au început și din partea cealaltă a sindicatelor, a patronatelor, să vină și noi cu puncte pe ordinea de zi pe care să le expună și să încercăm să găsim soluții. E un început. Eu felicit pe doamna Cojucaru pentru prezentare și sunt convins că pe viitor vor fi mult mai multe discuții și mai aprinse și mai puțin aprinse, dar este important ca din acele discuții să fie constructive, să iese ceva bun. Am văzut și faptul că din partea Guvernului a fost aprobată acea hotărâre cu sumele care vor fi destinate disponibilizațiilor și prin ajutorul acela și prin indemnizațiile de șomaj. Care va fi efectul după 1 iunie prin ieșirea 2000 de oameni din sistem? Cum putem asta să... numai cei de la complex știu, că până la urmă dumneavoastră și-au făcut aceste analize. Bine, fost... e clar că se reduc niște cheltuieli, asta e la prima vedere, că nu trebuie să fie. Se reduc cheltuieli? Da. De unde, până la urmă, de unde se reduce? Dacă probabil că din celelalte lucruri s-au redus la maxim, de unde se poate reduce. Adică nu poți să reduci acum de la lucrurile curente, de la plătești gaz, apă și alte cele. Reduci de unde e mai ușor de redus, cel mai ușor ar fi de la salariați. Dar e bine, v-am spus încă o dată, că aceste soluții s-au luat de comun acord cu sindicatele. Adică, până la urmă, și sindicatele s-au însușit aceste lucruri, adică și oamenii care au ieșit, bine că mai sunt, nu pot să fie toți cei 2000 mulțumiți, dar majoritatea, 90 și ceva la sută de care au venit, sunt mulțumiți. Că mai sunt și astăzi, și astăzi de dimineață, și ieri au venit la mine persoane care spuneau, doamne, dar eu pierd puțin la salariu, că aveam mai mare salariu dacă rămâneam la Compensul Incetic Oltenia. Am explicat, domnule, că am și sunat, m-am interesat. Criteriul spune clar. Toți se încadrează lucrezi la și tu, lucrezi și tu și soția și te încadrezi, cu toate că ai un copil întreținut. Dar dacă lucrați amândoi la CEO, așa au fost de acord sindicatele. Până la urmă nu te încadrezi în criteriile respective și e normal să-ți ia această decizie. Deci mai sunt câțiva nemulțumiți, dar cu siguranță că vor trece și peste aceasta și este bine că nu mai se ajunge în stradă și că lumea a înțeles că este nevoie de acest lucru. Dar, cum spunea și dumneavoastră, este foarte important să vedem și rezultatul. S-a luat această decizie, au fost dați 2000 de oameni, dar să vedem rezultatele și probabil că după 1 iunie încolo se vor vedea. Bine că ei în timp oricum ieșeau la pensie într-un an sau doi, părăseau sistemul. Important este și cine a părăsit sistemul, poate sunt unii sunt specialiști, trebuie înlocuiți în anumite sectoare, în anumite zone, poate că trebuie făcute angajări, nu poți să blochezi situația. Este până la urmă au dispărut dintr-o dată 2000 de locuri de muncă, unele posturi clar au rămas. Și bun, deci sunt multe economii, dar acolo unde este nevoie, sunt convins că au luat în calcul și aceste lucruri, cei de la Compensul Incetic Oltenia. Restructurarea asta se vorbește de foarte mult timp. Și reorganizare și restructurare. În prima parte știți foarte bine, a fost acea reorganizare. Domnul Cel era nemulțumit de faptul că sunt foarte mulți în TESA și erau foarte puțini în producție. Proiectul acesta cu Paza, cum s-a derulat? Nu știu, eu din punctul meu de vedere... N-a fost un succes la companie. Nu știu dacă a fost un succes, dar eu mi-am făcut niște calcule. Vă spun, eram la Minprest, am dorit ca noi să facem lucrul ăsta. Noi ce de la Minprest, mă refer, chiar l-am prezentat într-o ședință de Consiliul de Administrație. Știți foarte bine, când am fost director acolo, perioada respectivă am luat de la 900 și ceva de angajați și am ajuns la 1656 când am plecat de la Minprest. Și toate aceste lucruri nu am făcut angajări, că cum se vorbeau, că i-am făcut pe politic, pe nu știu ce, nu. Am creat locuri de muncă. Cum poți să creezi locuri de muncă? Să diversifici gama de servicii. Asta am făcut atunci, în momentul de față. M-am interesat ce fel de servicii mai prestează alte societăți private către Compensul Incetic Oltenia. Și atunci m-am interesat să văd care sunt sumele alocate pentru acele servicii și mi-am făcut niște calcule, nu eu, echipa de specialiști din cadrul Departamentului de Dezvoltare, am făcut niște calcule să vedem ce ar însemna dacă am face noi lucrul ăsta. Serviciile de pază. În primul rând, la o firmă privată nu poți să îi impui să-ți angajeze oameni care cedează terenul la mină, pe când la noi l-am imprest, asta se face și de acționarul. Da. Și automat și prețurile au mult mai mici. Vă spun și vă spuneam, la împăduriri și defrișări, noi făceam 25% față de sumele care se făceau cu alte firme, nu mai contează care erau. Dar a fost economie, la fel și cu pază. La pază cât era economia? Cât ar fi fost economia? Nu știu dacă a fost economia, era puțin mai dificil. Nici nu conta economia. Era important că mă încadram exact în suma respectivă care era plătită la terțe, la alte firme. Ne încadram și era suficient pentru că, m-am spus, la noi cei care erau angajați cu siguranță erau oameni oricare veneau de la
complex sau alții care cedau terenul la, la CEO. Erau oameni cu acordul complexului energetic Oltenia, îi introduceam la locul de muncă. Problema a fost puțin mai greoaie. Îi puteați școlariza, califica în agent de pază? Sunt la... o grămadă de firme care școlarizează, inclusiv noi am mai școlarizat, pentru că pazicii cam noștri câți, de acolo. Cam cu câți oameni puteați asigura paza la CEO? Din ce nu mi-am făcut niște calcule, pentru că imediat după ce am prezentat acest lucru, domnul director Răuț, care era în Consiliul Administrației noi, ne-a spus că își doresc dumneavoastră să facă acest lucru și n-am mai avut rost să mai facem noi. Dar sunt convins că atâta timp cât toate celelalte servicii care noi ne-am autorizat pe servicii centrale, pe defrișări, toate aceste servicii pe care noi le-am creat noi și am creat și locuri de muncă, toate acestea ne-au adus și un profit. Adică am putut face și angajări și am avut și profit. Cu siguranță că și acest serviciu ne-ar fi adus un profit. Să nu credeți acum că firmele care asigurau paza complexului energetic Oltenia veneau să facă muncă voluntară. Cu siguranță că aveau un profit din, din acele servicii. Având în vedere salariile care se plătesc la... la angajatul final. De pază, probabil că e profitul foarte mare. Dar pe mine nu m-a interesat de mult profitul. Mă interesa, în primul rând, să ofer acele drepturi salariale la oameni care le aveau câștigate prin contractul de muncă, alții prin instanță, să le asigur și, și dacă luăm și un 5% profit ca să putem să mai facem investiții, era suficient. Ar mai fi posibil acum un proiect de genul acesta? La ce? La, de pază? De pază asigurată prin Minprest, la CEO. Păi nu știu eu dacă s-a pornit pe CEO, care... eu cred că se poate și pe CEO. Doar că trebuie discutat și eu sunt convins că, inclusiv după acele ieșiri în stradă ale sindicatelor și după venirea domnului, domnului Gerea și a domnului Liviu Pop, domnului ministru Dialog Social, s-a înțeles și din partea administrației și din partea sindicatelor că nu poți să faci lucruri bune și nu poți să ajungi la un punct comun, să ajungi la o soluție optimă pentru angajați decât prin dialog. Și eu sunt convins că vor sta la masa dialogului și toate aceste decizii trebuie luate de comun acord. Și prin comunicare, eu cred că și oamenii ar fi înțeles mult mai bine. Ar fi înțeles pentru că am stat de rog domnul Ciurel și îmi spunea care a fost gândirea dumneavoastră și eu consider o gândire foarte bună. Oamenii aceia care au fost, care au fost puși la pază, nu însemna că îi dă cineva afară. Din contra luat, era o femeie care spunea că era foarte supărată. Doamne, dar de ce îmi pui că eu sunt bătrână, mai am puțin? Păi eu puneam la poartă undeva unde să stea, nu să muncească. Oamenii, vedeți, fiind această luptă între sindicate și administrație, cei la sindicate probabil le spunea, aici te ține o lună, două și o să te dea afară. Nu e adevărat. La fel și cu mentenanța. Vorbeam cu domnul director. Păi cei de la mentenanță care au fost trecuți la mentenanță, ăia vor închide mina, când se va închide mina peste ani și ani, ăia vor fi ultimii care vor pleca. Dar vedeți, oamenii venind dintr-o parte și alta, știind, domnule, dacă mi-a spus cel de la sindicat, cu siguranță are mai multe informații decât am eu. Și au fost bulversați, n-au știut și de aceea s-a ajuns să fie, să nu se poate implementa acel proiect care eu consider că va fi, până la urmă, va fi bun pentru complex și va face economii la, la complex. Indicatorii economici de anul trecut sunt un semnal de alarmă? Ar trebui să fie un semnal de alarmă la complex energetic? Eu am spus-o, am văzut că unii au... unii colegi de dumneavoastră au luat un râs, că domnule, că nu suntem pregătiți. Nu, eu v-am spus, atâta timp când nu se cere sprijinul de la domnul Ciurel, consideră că dumnealui are soluții și nu sunt probleme. Când au fost, într-adevăr, de n-a avut soluții și a fost nevoie de sprijinul, mi l-a cerut. Când am făcut și acele întâlniri cu domnul Ponta, cu toți parlamentarii la București, când era vorba de acele sume de bani pentru certificate, deci eu consider că acum nu este o problemă și că acele... nu știu, ce au apărut în presă rezultate financiare, probabil că dumnealor le gestionează așa cum trebuie și că nu sunt probleme. Aia nu înseamnă că trebuie să stăm liniștiți. Dar eu am discutat cu domnul Ciurel chiar la meciul de fotbal cu Steaua când a fost în stadion și l-am întrebat așa, că nu sunt aruncate în ziar, toate rezultatele sunt altele. Ministerul e de acord cu explicațiile complexului, cu... atât varianta aceasta, este, cu amortizarea și cu provizioanele? Cât este menținută această echipă de conducere, mă gândesc că e de acord cu ce spune. Dacă nu ar fi de acord, ar lua și măsuri, mă gândesc. Finanțarea sportului va continua? Ar trebui să continue? Eu asta îmi doresc, din punctul meu de vedere, da. Eu cred că sportul e un ambasador foarte bun al județului. Să știți că ne-am făcut cinste și avem și echipe foarte bune. Până la urmă, eu sunt un fan al sportului în general. Particip la toate meciurile și de basket și de handball și de fotbal cât timp îmi permite, atât eu cât și băiețelul meu. Și n-ar fi foarte frumos sâmbătă juminica să știi că n-ai ce să faci. Abia aștept sâmbătă juminica să știu că mai e un meci de fotbal, de basket sau intermediare, miercurea, marțea, să mă duc mare drag la meci. Și v-am spus, eu un ambasador. Până la urmă
suntem foarte cunoscuți și datorită sportului. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Suntem, iată, la emisiunea Întrebările Zilei. Stăm de vorbă în această seară cu prefectul județului Gorj, domnul Alin Văcar. Vorbeam în prima parte despre problemele complexului energetic Oltenia și cum ar putea sau cum ar trebui să fie ele rezolvate. 2 iunie, data de la care complexul energetic Oltenia va rămâne cu 2000 de angajați mai puțin. 1000 de angajați deja au ieșit din cadrul complexului prin externalizarea carierei de la Berbești și trecerea ei în administrarea CET Govor. Așadar, un total de 3000 de salariați mai puțin la complexul energetic Oltenia, în jur de 15.500 de oameni, o structură iată redusă, se va reduce și infrastructura, o structură de personal și infrastructura, baza materială a companiei, se vorbește de închiderea unor mine, intrarea lor în conservare, închiderea unor grupuri energetice, se va trece și la etapa aceasta, din ce știți dumneavoastră? Nu știu, v-am spus, este atributul efectiv al celor de la complex și ca și dumneavoastră și eu și toți ne dorim să vedem feedback-ul după, adică bun, am dat afară acești 2000 de oameni, i-am dat afară. Ieșeau oricum la pensie, deci efectele nu sunt așa dezastroase. O să se cunoască, o să vedeți că se cunoască, pentru că și acel în plan social, zic, efectele n-ar fi, pentru că unii iau banii. În plan social nu, dar în plan economic, mă refer la economia care va avea loc la complexul energetic Oltenia, se va cunoaște, pentru că toți acești oameni, echipamente, transport, bilete tratament, bilete, bonuri de masă și alte cele, toate acestea însemnau ceva. Dar v-am spus încă o dată, este foarte important să vedem că aceste restructuri sau aceste și la pensii vor avea un efect pozitiv asupra complexului. Și eu sunt convins că s-au făcut analize foarte bine gândite de specialiști din cadrul complexului energetic Oltenia, că aceste lucruri vor fi benefice pentru complex și probabil că se vor vedea în perioada imediat următoare. Să nu fie măsuri de tipul mai aruncăm doi saci, balonul e găurit, ca să mai luăm, să mai eu creștem în înălțime, și în loc să reparăm balonul, mai aruncăm din greutate, ca să nu să ne trezim la un moment dat că vom vedea la tot la pământ suntem. Vom trage concluzii probabil la sfârșitul anului în primă fază, anul viitor cu siguranță se vor vedea mai amănunțit. La privind global toată situația, au dispărut totuși 1558 de locuri de muncă de la nivelul județului Gorj. Pe undeva ar trebui puse la loc, dacă ne uităm pe statistici, la ITM, la AJOFM, la da, finanțe. Dacă ne referim ele... la strict la cei de la complexul energetic Oltenia, da, nu trebuie puse la loc pentru că au ieșit la pensie, dar trebuie puse la loc. Adică măcar din statistica se vede clar că s-a redus este numărul de locuri de muncă. Este adevărat, s-a redus, de dar e, cum să vă spun eu, e îmbucurător că au început să mai vină. Deja suntem pe ultima 100 de metri, sau primăria Târgu Jiu este pe ultima 100 de metri cu la firma de cablaje auto. Era să se facă în continuare angajări, sunt câteva zeci de persoane care lucrează deja la Arad ca să fie învățați când vor veni aici să fie deja mentori pentru alții care vor fi angajați. În jurul acelei firme veți vedea că vor crește alte mici firme care vor asigura serviciul, care vor mentenanța la acea firmă și cu siguranță că vor mai veni și alte firme. Mai ales că anul acesta și la începutul anului viitor se va termina și DN66, vom circula pe asfalt, deci vorbim de infrastructură foarte bună. Vă spuneam că se vor apuca și de drumul Târgu Jiu, Baia de Aramă, Scoarța, Drăgășani. Deci vom sta foarte bine la infrastructură și atunci cu siguranță că și investitorii ne vor căuta. Mai mult decât atât, chiar la ultima vizită când a fost domnul prim-ministru aici, domnul Călinoiu a ridicat din nou problema UMESAD-ul, acea parte care nu e folosită, unde Consiliul Județean își dorește foarte mult timp să o ia ca să poată să mai facă un parc industrial, pentru că parcul industrial pe care îl deține Consiliul Județean la această oră este ocupat 100%. Și ce răspuns a primit domnul Călinoiu? Chiar pe loc domnul Ponta a sunat la domnul ministru al economiei să... N-a fost prima dată când a fost solicitat în legătură cu parcul industrial de la... Da, dar i s-a dat și termene acum și sunt convins că... Până când trebuie rezolvată problema. Nu știu, domnul Ponta a spus că în maxim 2 săptămâni de zile să îi spună ce soluție și unde... Ce trebuie făcut. Cât înseamnă 2 săptămâni până când? Când era... Păi a trecut aproape o săptămână când a fost domnul Ponta, probabil săptămâna aceasta. Deci până pe... Săptămâna viitoare, la mijlocul până pe 5 viitoare. Iunie. Ar trebui să iunie. Vedem ce s-a întâmplat.
cu parcul industrial. Revenind la drumul național 66, am văzut că sunteți optimiste în legătură cu sunt programul de asfaltări zilnic, acolo. Zilnic, poate chiar de 3-4 ori pe zi sunt în legătură cu domnul Tudor, cu domnul Lumezeanu. Am vorbit și cu colegii noastre din presă și i-am rugat să facem într-o zi, să vină când vin la mine la prefectură, să ne urcăm în mașină, să plecăm fără să-i anunțăm, să vedem într-adevăr. Nu vreau neapărat să găsesc oameni pe traseu. Am spus-o și o repede, nu mă interesează să văd puzderie de oameni. Păi mă interesează să văd într-adevăr că astăzi a fost aici un pahar și a mai crescut încă unul a doua zi. Asta mă interesează. Nu mă interesează să văd acolo... Bine, asta cu paharele... Nu e o problemă. Să mai apară asfalt. Asfalt, să apară asfalt, da. Deci asta mă interesează. Până la urmă să vedem că se lucrează și nu că trece prefectul sau președintele Consiliului Județean sau directorul CNADR plin de oameni cu veste în spate. Dar ei știu când vine controlul acolo? Nu și știu. Se, nu se apucă știu, de lucrare? Nu sau... știu, dar bine că se mă aude prin presă. Dar nu, că dar nu sunt interesați să-și ia banii, să termine drumul? Asta vreau să până la urmă, de ce trebuie să ia cineva cu parul? Că până la urmă ei atunci când își termină lucrarea, se va face rețeția parțială, se primește și banii. Și eu nu cred că te apuci de o lucrare și nu-ți dorești să iei banii. Dar spaniolii aceștia n-au mai executat drumuri în alte zone? Cum lucrează? De ce nu au știu, nu știu, problemele astea de organizare? Aceste aspecte nu m-au interesat pe mine. Sunt convins că au un istorie, că până la urmă, ca să poți să participi la o licitație, trebuie să depui niște documente în spate ca să vadă că ai mai făcut lucrări similare, fiind o sumă atât de mare. Problema este alta, că s-a întâmplat ceva pe parcursul lucrării, pentru că anul trecut, eram la început, eu prefect, mi-aduc aminte... Eram nemulțumiți de cei care lucrează tronsonul acesta, Târgu Jiu-Rovinari, pentru că ceilalți începuseră foarte bine, au începuseră foarte bine la start și eram foarte încântați de cum lucrează. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat la sfârșitul anului trecut. Nu știu ce s-a întâmplat, de n-au mai lucrat. Nu știu, probabil firmele care le-au avut în asociere cu ei sau subcontractate, nu și-au mai, n-au mai lucrat așa cum trebuiau. Probabil, nu știu. Știu că era și o firmă de aici, de la noi, din Gorj, care a intrat în insolvență. Probabil că acum caută tot o firmă la același preț și na, toate acestea duc la pierdere de timp și timpul până la urmă pe noi ne deranjează. Că avem garanție că vom circula pe asfalt în defileul Jiului până la sfârșitul anului? Deci eu sunt, dacă se lucrează în ritmul ăsta și sunt convins că se va lucra pentru că ei vom chiar dacă nu se vor încheia lucrurile la poduri, dar la se va podețe, circula da. Cum se circulă pe Rovinari. Deci până la sfârșitul anului pot garanta și vreau să păstrați. Dar nu lucrări de mântuială sau... Nu de mântuială. Se va lucra, circula cum se circulă pe Târgu Jiu-Rovinari. Vor mai fi de făcut lucrări, că mai sunt, mai e acel pod care e mai greoi, podul de la Lainici, mai e acea parcare de la Lainici, la fel de la mănăstire. Vor fi lucrări, dar aia nu înseamnă că nu poți să-și ducă la îndeplinire celelalte lucrări, să le termine ca oamenii să circule în condiții optime, să nu mai fie nemulțumiți. Și eu cred că nu mai sunt nemulțumiți acum. Că nu mai e drumul închis. Deci cu siguranță nu se va mai închide drumul. Vor lucra în regim de șantier, vor fi acele semafoare care până la urmă oamenii preferă să meargă cu o jumătate de oră mai târziu, dar să știe că la orice oră pot să traverseze defileul Jiului. Un proiect complex, un proiect serios, teoretic și totuși am avut un eveniment destul de grav. Acea stâncă ajunsă pe carosabil nu s-a trecut prin zonă. Nu s-a lucrat, nu s-a acționat, nu s-a verificat. Ce s-a întâmplat? Cu siguranță că la sfârșitul... Știu că în proiect e prins și versantul. Da, s-a desprins acea stâncă, bine că n-au fost... Asta vreau să spun, că dacă era... Dar ați văzut că se lucrează inclusiv cu acele plase, încă nu e terminat. Deci, bine, la stânca asta a spus că are 20 de tone. Dacă o stâncă de genul ăsta trece prin plasa respectivă... Mă gândesc că atunci când montez această plasă, îți poți da seama sau se vede că se dau găuri tot în stâncă și ar fi căzut atunci când... De asta nu au trecut pe acolo deja să consolideze. Era consolidată zona, am înțeles că e și asfalt turnat pe unde e stâncă. Este asfalt, dar poți să turni asfalt și după aceea să faci liniștită și partea de plasă. Nu știu foarte bine exact cum este proiectul și cu zonele respective, dar sunt convins că se vor lua măsurile cele mai bune ca să nu avem situații de genul acesta. Am văzut și ați văzut masterplanul până în 2030 sau până când este. Gorjul nu există în acest masterplan, se oprește la Craiova toată povestea. Vă referiți deci, la drumurile europene sau drumurile europene? Autostrăzi, drumuri expres. Drumuri expres. Da. De ce ne oprim? Ce facem până la Craiova? Sigur, folosim DN66, dar o cale mai rapidă?
pentru investitori, pentru... Eu vă spun că și asta e destul de, de bun drumul. Cine merge pe acolo, doar că la acest drum... Bine, după e ce, bun, dar viteza nu după e... După ce se va termina, mai aici vreau printre gospodării, ajung, prin vaci, prin turme de oi, prin... O mai sunt, au început să mai înțeleagă și oamenii. Eu merg frecvent la Tismanaș. Chiar dacă e drum național. Chiar da? Dacă e drum național. Mai intră cu animale. Este bine să avem și pe ăsta. Să de fie ce ne ocolesc la... lucrările de infrastructură majore? Mai ales că avem și pe premieră acolo. În... M-am spus în funcție de priorități. Probabil că nu era o prioritate acum asta. Și avem, s-au modernizat anul acesta, a început modernizarea căilor ferate. La noi, la Gorj, dar toată porțiunea asta de Craiova, Târgu Jiu, Petroșani. Probabil că anii viitori vor intra și la noi. Acum alea sunt prioritățile, Craiova. Dar eu sunt aș fi mulțumit să terminăm aceste drumuri și să circule cum trebuie pe ele, pentru că sunt foarte bune. Și sunt foarte multe rute. E și drumurile județene. Dacă vii pe Craiova, poți să vii și pe Turburea, poți să vii și pe Rovina. Deci pe oricare parte a drumului vrei să vii, drumurile sunt destul de bune. Un drum expres Craiova-Târgu Jiu ar fi o prioritate pentru administrația locală, județeană? Totuși, un nou drum nou care să ne lege foarte rapid o autostradă? Sau un sens invers? Ba da, sunt bune. Eu spuneam că are să terminăm pe ăsta, că am început foarte multe și eu aș vrea să mai și închiem, să mai tăiem palmici. Nu se mulțumesc cam cu puțin autoritățile locale, județene? Nu se mulțumesc, dar v-am spus și o să repet în continuare. Lumea, într-adevăr, a avut foarte multe așteptări și ar vrea să facem... Păi, nu. Atunci n-ar mai fi fost de ce mai votat lumea schimbarea aceasta ca să vină guvernul Ponta. Haideți să terminăm ce am început, după ce terminăm ne facem planul pentru altceva. Dar noi n-am terminat acest DN66 și ne apucăm de drumul expres. Hai să-l terminăm și după aceea vedem dacă într-adevăr mai e nevoie de un drum expres sau nu este nevoie. Dar eu zic că dacă le vom termina pe acestea și vă spuneam că va intra și Târgu Jiu, Tismana și Scoarța, Drăgășani, să le facem pe astea cum e drumul de la Rovinare, că ați fost pe drumul la Rovinare și a zis ce bine se circulă. Și nu mai fi așa restricții. Probabil că se vor pune la 70 restricția prin localități. Și atunci eu zic că putem discuta în momentul respectiv, anul viitor, dar nu avem nevoie și de acest drum. Transalpina, iarăși un proiect care a dat bătăi de cap a autorităților. A dat bătăi de cap partea de la Rânca în sus. Nu ne va mai trezi anul ăsta că stați, întoarceți-vă înapoi, nu se circulă, nu, e închis. Nu, pentru că acea ordonanță acum chiar e în administrarea companiei. Este administrare până când se termină procesul, pentru că sunt în proces cu firma Romstrade, CNADR-ul este în proces cu firma Romstrade, dar până atunci este în administrarea CNADR-ului, dar nu pot să fac lucrări decât pentru siguranța celor care vor parcurge Transalpina, adică acei parapeși atât, nu pot să intre deocamdată să facă, că mai e de lucru, nu e finalizată 100%. Dar cu siguranță nu va mai fi închisă. Cum și la iarnă îmi doresc să nu mai fie închisă nici drumul de la Novaci și la Rânca. Am avut discuție cu domnul Neaga, cu domnul Lumezeanu, cu domnul Tudor, cu toți. Ce se poate face? Încercăm să punem niște panouri acolo, să niște perezi în aceștia făcuți, să încercăm să nu mai bată zăpada. Pentru copaci acolo nu se poate. Nu se pot planta, există... terenul acela e pietros, e foarte multă piatră și nu merge. Și eu încercam să punem niște panouri, un rând de panouri, două rânduri de panouri, să încercăm și această posibilitate. O soluție permanentă sau doar permanentă, pentru... Permanentă, să rămână permanent acolo. Vom încerca anul viitor. Chiar îmi spunea că au discutat și vor sunt pregătiți cum... Exact în zona releului. Exact, unde e acolo porțiunea aceea de un kilometru, unde din cauza acelui kilometru totdeauna suntem nevoiți să închidem drumul. Și nu e normal. Și înțeleg și pe turiști, înțeleg și pe cei care desfășoară activitate economică la Rânca și trebuie să venim în întâmplarea lor, să căutăm soluții. Încercăm asta. Nu se poate asta, vedem. Vă fi altă soluție, nu știu. Dar să încercăm ceva, nu să stăm de fiecare dată, pentru că acei bani care se cheltuiesc când trebuie să intervină acele utilaje, să urci ba un autocar sau ba nu știu ce turiști, că trebuie să-i urci, că nu poți să-l ții permanent închis. Acei bani cheltuiți, mă gândesc că ar fi mai benefic să putem și mai economic din partea celor de la CNADR să încercăm și cu aceste panouri. Vedem dacă fac față. Le punem unii la 2 metri, altele la 2 metri și ceva, să reziste și la vânt, să nu fie probleme. Am putea să avem proiectul ăsta finalizat din iarna care urmează? Da, sau? cu siguranță. Deci sunt fonduri? Deja le-am și prinse, v-am spus, în planul de investiții. Spuneau că au luat în calcul acest lucru și că anul acesta se vor apuca de acei parapeți. S-a mai folosit soluția asta în altă parte? Nu, și n-am întrebat. Eu am venit cu soluția, am întâlnit cu dumneavoastră, le-am spus, noi nu putem găsi o soluție și au spus că s-au gândit. Panouri mai sunt pentru protecție fonică și mai departe, sau să nu intre animale pe autostrăzi, dar nu știu dacă în zona Montanu
e posibil să se lucreze cu asemenea Bineînțeles că material. specialiștii lor o să găsească soluție cele mai bune, dar trebuie să vadă că încercăm. Că dacă stăm pe margini și spunem că o să vedem, o să vedem, nu, eu le-am spus că vreau să văd. Chiar dacă nu o să fie bune. Le punem, dar măcar am încercat. Dar sunt convins că o să găsească soluție cele mai bune. Cum credeți că va arăta rata șomajului după cele 2000 de, mă rog, 1558 în Gorj, plus 2300 de absolvenți? Păi acum vor nu merge va arăta la bine. JOFM? Vorbim din 2 iunie, nu va arăta bine. Dintr-o dată așa. Dar sunt convins că din 2016 nu va mai arăta așa. Pentru că v-am spus, în 2016 va începe această firmă de cablaj auto și vă spun, sunt foarte multe firme, foarte mulți investitori. Eu nu venim de fiecare dată să spunem noastră, domnule, a mai venit cineva din Cehia, a venit cineva, nu, dar sunt foarte mulți care sunt interesați. Din păcate, cele mai multe ori își doresc suprafață mare și nu prea ai unde, unde să-i duci, să le dai așa suprafață de mare. Și de aceea spuneam că este inclusiv benefic acest transfer de la UMSAD-ul la Consiliul Județean să poată să modernizeze, să ducă apă și tot ce trebuie acolo. Atunci când vine un investitor să poți să-i spui, uite, domnule, mai am un parc industrial acolo unde îți putea să investiți. Dar premierul cunoaște problema de la UMSAD-ul sau s-a arătat surprins că nu s-a mai rezolvat până acum? Le știe. Păi vă dați seama că după ce s-a consultat și cu primul ministru, ministrul economiei a făcut acest amendament pentru acest ajutor de la guvern. Nu în urmă cu ceva timp au fost achitate datoriile care le avea la stat, cei de la UMSAD-ul. Și am vorbit, eu vorbesc în continuu și cu domnul Stoica, și cu domnul Borcan, și cu domnul primar Bobaru, cu toată lumea de la SAD-ul. Chiar îmi spuneau că luna trecută, cu toate că sunt salariile mici, dar erau mulțumiți, oamenii nu vrea să creadă că au luat salariul întreg. Au luat salariul întreg, efectiv, cu tot cu bonul, cu tot ce trebuie, salariul întreg. Au comenzi, au materiale? Au și materiale? Sunt materiale. Problema principală este retehnologizarea, ca să poată să fie și competitiv pe piață. O stabilitate la nivelul conducerii când o să avem? Adică nu din 6 în 6 luni, ba e confirmat, ba e reconfirmat, ba și acum este stabilitate. Nu mai dorește, ba nu vine altul. Domnul Stoica niciodată nu a spus un mai proiect dorește. De... Acum depinde de doamna director. Măcar pe termen care... mediu, un proiect de... Eu asta îmi doresc și eu. Și mi-aș dori cineva care să fie aici, adică să fie de-al locului, să fie tot timpul și sâmbătă și duminica. Dar, deocamdată, cu domnul Stoica am avut cele mai bune rezultate. Adică, și revenind la drumul acesta expres, măcar dacă autostrada e imposibil pentru Gorj, cred că ar fi mai mult decât important, pentru că avem uzina asta de armament, avem termocentrale în Gorj și alte resurse și în domeniul forestier, crește, dacă ne gândim în sensul acesta. Ar fi foarte important un drum expres pentru Gorj. Avem prieteni în ghilimele și pe la unele posturi de radio naționale în care spuneau, adică la noi apare tot timpul că este și acum când era iarna. Vedeți dumneavoastră, drumul Novaci Transalpina, într-adevăr pot spune că este închis când a fost iarna, dar niciodată nu spuneau Novaci Rânca este deschis. Adică avem prieteni și pe acolo și toate acestea trebuie să încercăm să le evităm, să nu mai fie probleme. În domeniul forestier, am văzut o statistică, Gorjul pe locul 3 la tăieri, anul trecut. Este, vreo verificare, o analiză? Am cerut și tot timpul sunt verificări, nu numai la defrișări, și la defrișări și atunci când firme se duc și ia nisip și pietriși de pe albile râul, verificăm în continuu. Dar de noastră că nu îi găsești atunci, dar trebuie și cetățenii să dea dovadă de solidaritate. Chiar asta am avut o întâlnire și cu toți administratorii de fonduri de vânătoare. Știți bine problema cu ursul care a apărut, a dispărut, nervos, a mai mâncat pe nu știu ce comună, la Bostuchin, la Crasna. Și am chemat, am avut astfel o întâlnire cu toate asociațiile de vânători, cu direcția Silvie, cu ITRSV-ul, cu cei de la jandarm, de la poliție, DSV-ul, toate instituțiile abilitate care au în acest domeniu de activitate. Și am discutat că este foarte important să avem o colaborare. Am și schimbat bază de date. Se cunosc toate exploatațiile, parchetele, pe unde se există. Se și cunosc și trebuie să ne anunțe și ei. Cine e autorizat, cine nu e. Ei tot timpul sunt pe teren. Să verifice în primul rând să prindă braconierii, să nu le ia vânatul. Și ei sunt tot timpul pe teren. Și ei pot să ne anunțe oricând, la orice oră, să ne dea un telefon. Doamne, uite, aici se taie lemn. Haideți să vedem dacă au autorizație, nu au, că atunci domnul Cârstoc și la ITRSV să trimită în control să verificăm. Așa, chiar domnul George spunea, doamne, e clar că atunci după ora autorizații se dau pe 8 ore. Când vezi o mașină sau vezi cineva că taie după ora 6 încolo, clar omul acela n-a venit să taie cu bună credință și clar că încearcă să facă alte lucruri nefirești. Și atunci trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Dacă ai văzut pe unul la tine în fondul de vânătoare că a venit cineva să taie în lemn, suni imediat și întreb, dar ce taie omul ăsta aici? Haideți să verificăm. Numai așa putem să-i prindem. Și eu sunt convins că încet, încet se vor rezolva și aceste lucruri. Nu complet, nu total, dar cu siguranță că, vă spun,
numai prezența la un moment dat, dacă te văd că, bine, că știi tot timpul și ai informația asta, doar prezența și face să se gândească de două ori dacă... Ideal ar fi să fie căutați și verificați cei care exploatează cantități mari de lemne, nu cei care își iau niște lemne pentru iarnă sau un braț de vreascuri, mari tăietori, cum se spune, de lemne. Și acolo, dar și la ăștia societăți, mici, că, agenți. Câte unul, știți că mai auzeam la magazin, domnule, ce nu controlează pe nu știu ce firmă, ANAF-ul sau nu știu, și eu vă spun, eu cunosc foarte mulți patroni care au un singur magazionaj de la micuț și au nu știu câte mașini, nu știu câte case, au de fapt vânzare foarte mare la... Și acelea trebuie controlate, pentru că marile magazine, de bine de rău, au acel cititor de carduri. Cam toate supermarketurile. Acolo foarte greu să mai faci evaziune. Dar și evaziunea și la IMI se face, nu numai la IMAT. Iată, suntem la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și telespectatorii mei. Vă aștept și eu vă mulțumesc. Și cu altă ocazie la TV Sud. Să aveți și dumneavoastră un weekend plăcut. Iată, și o zi în plus liberă luni. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Toate cele bune. Rămâneți cu TV Sud.